că Grigore Leșe înceapă să răbirnească pe dimensiunea rituală a vieții. Și pentru că în această seară avem seara Marghitilor din Poveni, noi am găsit de cuvință să lăsăm ca amintire o icoană, icoana Sfântului Mare Mucenicul, de purtătorul de cuvință, pentru că moaștele Sfântului Martir Constantin din Poveni se află la kilometru zero, la biserica închinată mai întâi Sfântului Mucenic Gheorghe. Îi mulțumim și Dumnezeu să însurtească anii vieții, să ne orească mereu și noi să fim, așa cum a spus Dumnealui, Îngerii care ascultă. El grecole semna. Asta vine dintr-o lume. Și icoana nesemnată are o poveste. Când au trecut icoanele, mai cât aș vrea eu să spun aici, când e o icoană nesemnată, înseamnă că vine dintr-o lume, nu știe niciodată a cui. Așa se întâmplă pe lume. Eu Horesc, Ion Horește, Elena Horește și toți la un loc reprezentă așa o genialitate. Și genialitatea asta se cheamă genialitate difuză. Niciodată nu știu care-i autorul corii și a icoanelor. Mă dau la Dumnezeu să se înțeleagă asta. Vă mulțumesc frumos! Pentru că